În sala polivalentă din București s-a desfășurat recent turneul internațional al României junior și cadeți, una dintre cele mai puternice competiții de lupte libere și lupte greco-romane din Europa, ce a reunit peste 800 de participanți din 30 de țări. Marian Zaha, de la Clubul Sportiv Școlar numărul 2 din Baia Mare, component al lotului național de cadeți la lupte greco-romane, a avut un parcurs excelent și a cucerit medalia de aur la categoria 42 de kilograme. Tânărul băimărean reușește astfel o performanță foarte bună la o competiție de talie internațională la care au luat startul sportiv de top. Pentru secția de lupte greco-romane de la CSS2 Baia Mare urmează finala campionatului național școlar, care se va desfășura la Pitești în perioada 19-21 mai. Sportivii băimăreni calificați la această fază a competiției sunt Marian Zaha la categoria 42 de kg și Sebastian Gui la categoria 58 de kg.